fața mea aveam un trainer de 25 de ani, eu aveam 22 de ani, îmbrăcat la costum, cu niște pantofi impecabili, care îmi vorbea despre piețele financiare la vremea respectivă. Drive-ul în momentul respectiv a fost banul și am zis, băi, dacă ăsta a putut până la 25 de ani, eu mai am încă 3 ani de zile să fac lucrul ăsta, așa am că... timp. Da. La vremea respectivă, el a fost exemplu viu că se poate. A contat mai puțin salariul, banii pe care urma să-i câștig, ce urma să fac, el a fost exemplu că se poate.